Dar mai vă știți că locul meu nu e aici. Iacu, acolo, doamnă, cu Petru Chiei, cu Pântatul, cu... Dar dacă am fost chemat, am fost doamnă Zubirea și eu vreau să-i mulțumesc Dumnezeu pentru că El a ajutat să facem acest lucru, să se vii pe El în toate lucrurile. Ca să vii aici în față, nu poți vine așa ușor. Aici e un loc sfânt. Să știi cu toți aici, dacă vii cu haine murdare, cu mâine murdare, pentru Sfântul Dumnezeu te va scoate la igară și va spune, frate, ce cauți aici? Aș vrea ca Dumnezeu să ne trezească, să ne dea această înțelepciune că să venim aici, să venim cu mâinile curate, cu inima curată înaintea Dumnezeu. Amin. Cum a zis și fratele Florin, să știți fratele că e o încercare și la mine s-a apucat, când o fată în încercare o să poți răpi tot așa. Acolo la Constanța și acolo iară n-am mai găsit-o după câteva ore. Am plâns și am mers, cred că toată după mea s-a apucat-o. Și am plâns și am luat tot cu vecinii, am mers cu poza la oameni pe acolo. Dacă trebuie să-ți lasă, să spun că nu ușor treaba. E foarte greu să nu vorbiți altceva sau să râdeți de chestii din astea, știu? Să ne păzească Dumnezeu copiii noștri pe toți. Să aveți marea băbunță, dacă sunt mici, să știți că nu ușor treaba asta. Și aș vrea ca Dumnezeu să-L întărească fratele Florin. Amin. Și toți copiii din Biserica Betesda și Betrin să-i păzească de rău. Amin. Deci oamenii sunt foarte rezvădoase. Nu știu ce au avut ăla în cap, probabil să o iei, să o răpească, să o vândă. Se întâmplă atâtea chestii care nu poți să-ți dai seama că se întâmplă în popor, în lumea aceasta. Și m-a pus Dumnezeu pe inimă, eu am un psalm 23, un psalm care foarte, conținează tuturor acolo, care spune, Domnul este păstorul meu și nu vă duce vreți nimic. Nu știu cum să vă spun față lumea, n-am cuvinte să-i mulțumesc Dumnezeu pentru lucrările Lui. Pentru, în fiecare zi mă rog și zic, Doamne Iisus, am loc de muncă bun. Am un salariu care că știu. Am casă, am masă, am tot ce trebuie. Sănătate, că pot să-mi amici. Sunt mulți care poate vrea să vină seara asta, să stai cu noi, să-i mulțumească Dumnezeu. Dar nu pot să faci. Și cum spune păstorul nostru cel bun, El mă paște în cășun vezi și mă duce la ape de odihnă. Îmi învierează sufletul și mă povățuiește pe care drepte de pricina lui Dumnezeu. Eu am observat, fraților, că totdeauna când vin așa, au postit la rugăciune, parcă spune ceva, du-te vezi că trebuie să mergi la rugăciune, du-te că trebuie să te rogi acolo. Vin obosit, dracu spune și săracul fratele Iulian, că vine aici obosit și frat, mă, oameni bun, că vine aici și mă rog, parcă vine ceva și îmi dă putere să zic, și mă duc acum acasă. Ar vrea că fiecare să simtă această bucurie. E un mare har să vii aici și să pleci bucuros, să fii să faci. Că dacă vii numai ca să fii aici de formă, să vii numai ca să fii biserică și nu pleci schimbat, fraților, e o problemă cu fiecare dintre noi. Aș vrea ca Dumnezeu să binecuvânteze inima noastră și haide să ne rugăm în seara aceasta, să ne plecăm în picioare, să ne rugăm pentru toate familiile și pentru toți copiii. Amin. Dumnezeu să lasă Ungerul Lui Păzător peste fiecare familie, peste fiecare copii și El să lasă durerea și dragostea. Dacă mai sunt caudă, să rog să...